Mă întreb când vi s-a întâmplat oare ultima dată să aveți acel sentiment că acea, acea, acea stare, acea, acel, sentiment, acea situație în care Dumnezeu să vă smerească într-un mod profund. Acea, acea, situație în care v-ați gândit că sunteți la un anumit nivel, parcă v-ați uitat, v-ați evaluat, v-ați cercetat pe voi înșivă și v-ați zis, băi, uite, sunt, parcă, parcă sunt bine, doar ca la un moment dat Dumnezeu în cuvântul său sau în anumite circumstanțe să vă treacă pentru o anumită situație așa încât să ziceți stai un pic, standardul este mult mai înalt și sunt departe de a ajunge la acest standard. Anume aceasta este starea pe care am experimentat-o eu în săptămâna aceasta studiind textul din care vom predica în, voi predica în această, în această dimineață și Sper prin Harul Lui Dumnezeu ca dacă vreunul dintre noi are o părere mai înaltă despre sine decât se cuvine, același, aceeași stare de smerire să, 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 vă copleșească și pe voi, așa cum am fost copleșit și, și, eu în săptămâna aceasta. Suntem în partea finală a epistolei lui Pavel către efesieni, unde Pavel se adresează creștinilor din Efes, amintindu-le că aceștia, la fel ca și toți creștinii, de pretutindeni, din toate timpurile, se află într-un război spiritual. Este un război constant împotriva forțelor demonice, împotriva diavolului care stă în fruntea lor. Iar dorința lui Pavel pentru acești credincioși este ca, ca ei să aibă parte de biruință. Este ca ei să poată înfrunta acest dușman și să poată sta în picioare, să rămână tari, să rămână în picioare în fața acestuia. Acum, Scriptura, în lumina acestui întreg, în, în, lumina întregii revelații, ne învață că în acest război spiritual, da, biruința noastră finală este asigurată. Cei dintre voi care ați fost miercuri aceasta la studiu, am citat din Romani, capitolul 16, versetul 20, care spune că încă puțină vreme și diavolul va fi strivit, zdrobit sub picioarele voastre. Și totuși, cuvântul, din, cuvântul lui Dumnezeu ne învață că trăim încă în acea vreme dintre deja și nu încă. Vrăjmașul nostru, diavolul, este biruit deja, victoria este asigurată și totuși el încă se mai zbate, încă dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită și în acel, în acest, în, între acel moment al biruinței finale a vrăjmașului, Uh, uh, în, 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 în acel moment în care Domnul Iisus a, a biruit la cruce și revenirea sa în care va avea loc biruința finală împotriva acestui dușman între aceste două momente dușmanii noștri spirituali încă caută cum să ne facă mult rău cât de mult rău posibil în această luptă noi știm că suntem în siguranță pe de o parte știm că mântuirea noastră, veșnicia noastră, este asigurată în prezența lui Dumnezeu. Știm că suntem ascunși împreună cu Hristos în Dumnezeu. Știm că marele nostru mântuitor nu va pierde pe niciunul din acei pe care Tatăl i-a dat. Și totuși, cât suntem încă în această lume, diavolul are mare putere ca să ne facă mult rău. Dar mântuirea noastră este asigurată Însă, prin, acest, prin săgețile sale arzătoare, prin uneltirile sale, prin ispitele și atacurile lui, diavolul poate încă cauza multă suferință în viața de credință. De aceea, să nu ne se pară că dacă mântuirea noastră este asigurată, atunci putem trăi într-un mod triumfalist și trândav din punct de vedere spiritual. Pericolul acestui război este un pericol real. Și el încă este acolo. Istoria este plină și cred că și voi cunoașteți cu siguranță, aveți, aveți uh, prieteni creștini, aveți oameni care, a, a căror viață ați urmărit-o uh, de-a lungul anilor și sunt sigur că și voi cunoașteți mulți creștini care au ajuns, de exemplu, descalificați din slujire din cauza uh, că au pierdut aceste bătălii spirituale. Oameni care s-au compromis în lupta cu păcatul, oameni care au comis uh, păcate grave, falimente morale colosale. Alții ajung să trăiască secați de orice fel de putere spirituală. Nu se pot ruga. Nu pot birui păcatul din viața lor. Sunt permanent în, în, înfrânți. Sunt lipsiți de discernământ spiritual. Din această cauză, din cauza pierderii împotriva acest, a luptei împotriva dușmanului, mulți trăiesc o viață extrem, extrem de nefericită. Și nu mă refer la faptul că le lipsesc anumite lucruri neapărat și nefericită din punct de vedere spiritual în relația lor cu Dumnezeu. Le lipsește bucuria aceea a mântuirii, le lipsește pasiunea aceea pentru, pentru Domnul, zelul acela evanghelistic și duc o viață de credință oarecum mediocră. Și căpătând parcă de ambele picioare, oameni care sunt bolnavi, profund bolnavi din punct de vedere spiritual, din cauza că pierd încă aceste bătălii spirituale. Iată, în contextul acestui război spiritual cu o miză deosebit de înaltă, Pavel vorbește și despre rugăciune. Da, el ne-a spus în pasajul anterior, la care am privit data trecută, că puterea lui Dumnezeu ne stă la dispoziție. Dumnezeu ne-a dăruit o armură spirituală pe care trebuie să o purtăm constant fiecare dintre noi. Acele, acele șase elemente, acele șase piese ale armurii la care am privit împreună duminica trecută. Însă Dumnezeu ne-a dăruit mai mult decât atât. Am putea spune că împreună cu acele șase piese ale armurii credinciosului, ale, ale armurii lui Dumnezeu, El ne-a dăruit și un a șaptelea element. Unul esențial pentru biruința în lupta spirituală. Și acesta este rugăciunea. Iată de ce mesajul din dimineața aceasta l-am intitulat Rugăciunea, cheia biruinței în războiul spiritual. Textul la care vreau să privim în dimineața aceasta este Efeseni, capitolul 6, versetul 18 și prima parte din versetul 19, care spune astfel. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegeați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții și pentru mine. Acum, înainte de orice altceva, ceea ce vreau să vedem clar din acest text, este faptul că rugăciunea este un instrument destinat specific pentru vreme de război. Acesta nu este pur și simplu, textul la care privim astăzi, nu este pur și simplu un text aleatoriu, un text la întâmplare despre rugăciune. El este, din punct de vedere textual, el este strâns legat de pasajul anterior care vorbește despre armura lui Dumnezeu și despre, despre bătălia aceasta pe care o purtăm fiecare dintre noi împotriva diavolului și împotriva duhurilor răutății, care le-am văzut în versetul 12 enumerate acolo. Această legătură poate fi mai greu de observat în traducerea Cornilescu. Dar ea devine evidentă atunci când privim la alte traduceri în limba engleză, de exemplu ESV, sau, desigur, atunci când privim la, la textul original în, în limba greacă. Acum, îngăduințe pentru câteva clipe să facem o scurtă incursiune în, în gramatica acestui, acestui text ca să observăm mai bine această, această legătură cu pasajul anterior. Verbul principal, din versetul 18, la care ne concentrăm astăzi, acest, acest, verb, faceți rugăciuni în toată vremea, ca atare nu este un verb activ, nu este un imperativ, nu este o poruncă, ci este în original un participiu. Ceea ce înseamnă că această, această, această chemare de a ne ruga ar fi trebuit să fie tradusă mai, mai ar fi potrivit să fie tradusă mai degrabă rugându-vă sau făcând în toată vremea rugăciuni. Asta înseamnă că acțiunea principală la care suntem chemați se află undeva înaintea acestui verb. Și dacă, nu este, dacă rugăciunea, chemarea la rugăciune nu este aceasta acțiunea principală, întrebarea este care dar este verbul principal. Acesta se găsește în versetele 13 și 14, unde Pavel spune Stați gata, rămâneți în picioare. Cum? Rugându-vă. Făcând în toată vremea rugăciuni și cereri. Astfel învățăm că creștinul rezistă sau rămâne în picioare, în lupta spirituală, nu doar având îmbrăcat asupra lui întreaga armură a lui Dumnezeu, ci în mod special, practicând rugăciunea. El rezistă sau rămâne în picioare, în fața atacurilor dușmanului, tocmai prin faptul că îngenunchează în rugăciune. De aceea, dacă vrei să rămâi tare, să rămâi în picioare în fața dușmanului, în această luptă spirituală pe care avem de purtat, atunci îngenunchează mai des în rugăciune. Anume pentru a rezista în fața atacurilor și a uneltirilor diavolului. Ai nevoie nu doar de cea armă, armură descrisă în pasajul anterior, ci ai nevoie în mod special de o viață bogată și consecventă de rugăciune. Acest accent deosebit asupra rugăciunii se vede în acest text în câteva moduri. În primul rând, observați că atunci când Pavel a vorbit, în contextul acestui război spiritual, observați că el enumeră rugăciunea și totuși nu o asociază cu o altă piesă din Armura Romană, din Armura Credinciosului. Deși ar fi avut piese, Armura unui soldat roman avea suficiente piese pe care Pavel încă nu le-a enumerat, care puteau fi folosite pentru a le asocia cu rugăciunea. Și totuși, Pavel, în mod intenționat, dedică mai multă atenție, separat, pentru subiectul acesta al rugăciunii. Tocmai pentru a ne arăta importanța crucială pe care aceasta o are în războiul spiritual. El o izolează oarecum de, acest, de, de, această armură, de aceste metafore pe care le folosește și dedică mai mult, timp, mai mult spațiu pentru a vorbi despre aceasta. Deci, deși, trăim astăzi cu, deși, deși tratăm astăzi cu, cu atenție deosebită acest, acest subiect, deși îl, îl, îl plasăm într-o predică separată, Totuși, ceea ce vreau să observați este că chemarea la rugăciune este categoric legată de biruința noastră în lupta spirituală. Așezarea acestui pasaj despre rugăciune în contextul războiului spiritual ne învață că rugăciunea este un instrument creat pentru a fi folosit în vreme de război. Asemenea, unei stații de radio portabile, prin care soldații din câmpul de luptă iau legătura cu punctul de comandă. Această, această asociere am auzit-o pentru prima dată câțiva ani în urmă într-o predică a, a fratelui John Piper și mi-a rămas întipărită puternic în, în minte. El spunea că s-ar putea ca motivul pentru care nu practicăm rugăciunea atât de consecvent, pentru care nu ne rugăm atât de frecvent, să fie tocmai faptul că uităm sau nu credem că ne aflăm într-un război spiritual, că trăim în vremea de război și nu de pace. Adevărul este că instrumentele dedicate pentru război, acele instrumente care pot garanta biruința noastră, niciodată nu sunt abandonate de luptători atunci când aceștia conștientizează pericolul dușmanului, pericolul războiului. Ele rămân ignorate sau, oarecum abandonate doar atunci când, când pericolul trece, când războiul se sfârșește și armele sunt depozitate undeva, da? sunt folosite câteva pentru instruire, restul se depozitează. Aceasta se întâmplă doar atunci când pericolul trece, când vine, când vine vremea de pace. Pentru noi însă, vremea de pace nu a venit încă. Ea va veni doar la revenirea Domnului sau atunci când vom merge fiecare dintre noi ca să fim acasă împreună cu El. Însă până atunci suntem la război. Iar rugăciunea este un instrument vital pentru biruința în această luptă. De aceea dăm voie să te, să te întreb. Cât de conștient ești tu de această luptă? Oare nu se întâmplă cumva și în viața ta să fii abandonat această practică a rugăciunii tocmai pentru că ai devenit inconștient sau ai devenit cumva insensibil la această bătălie care se poartă zilnic în jurul tău? Dacă aceasta este cazul pentru unii dintre noi, atunci fie ca Domnul să ne trezească astăzi prin cuvântul său la această realitate. În acest anume în acest cadru de luptă, rugăciunea ne-a fost dată din nou, spun ca un instrument al Harului care joacă un rol cheie pentru biruința noastră în fața vrăjmașului. Așadar, dacă te întrebi astăzi, de ce e atât de importantă rugăciunea? Textul ne învață că este importantă, pentru că suntem la război. De ce trebuie să mă rog? Pentru că de asta depinde biruința ta în această luptă spirituală. Și te vei afla în continuare în acest război pentru toată viața ta, până când vei merge la Domnul. De aceea, pentru toată viața noastră, rugăciunea este vitală. Importanța rugăciunii ne este arătată în acest text și printr un alt mod. Prin faptul că uh, uh, nu doar prin faptul că este așezată în contextul războiului, ceea ce îi dă mare, o mare gravitate, ci inclusiv prin faptul că Pavel, în acest text, într-un singur verset, folosește de patru ori acest cuvânt, toate sau toți sau tot. El spune toată vremea, tot felul, toată străduința, toți sfinții. Astfel, Domnul ne atrage atenția prin cuvântul Său asupra a patru aspecte esențiale privitoare la rugăciuni. Permanența rugăciunii, diversitatea rugăciunii, perseverența în rugăciune și beneficiarii rugăciunii. Haideți să luăm pe rând și să parcurgem pe fiecare dintre ei. Mai întâi, permanența rugăciunii. Pavel spune în versetul 18, faceți în toată vremea, prin Duhul rugăciunii și cereri. Asta ne învață că acest instrument al Harului, este dest, care, care e destinat pentru vremea de război, trebuie accesat în toată vremea. Trebuie accesat constant. Deci nu asta nu înseamnă neapărat, sau nu înseamnă că tot ceea ce trebuie să facă creștinii 24 din 24 este doar rugăciune. Unii ar zice, băi, dacă spune în toată vremea, sau dacă spune în altă parte, în 1 Tesaloniceni 5 cu 16, rugați-vă cum? Neîncetat. Dacă spune așa textul biblic, înseamnă că ar trebui să, mă rog, măcar, măcar vreo 10 ore pe zi. Mă rog, restul mai dorm, mai fac alte lucruri, dar măcar 10 ore pe zi trebuie să fie în rugăciune. Nu la aceasta se referă textul. Dacă ar fi, dacă ar fi ca 10 ore pe zi să stai în rugăciune zilnic, adevărul este că, de fapt, ai păcătuit. Pentru că ai lăsat nefăcute alte lucruri pe care trebuie să le faci ca și credincios. Trebuie, de exemplu, să ai grijă de familia ta. Și dacă nu faci lucrul acesta, atunci Scriptura ne învață că ești mai rău decât un necredincios. Expresia aceasta, în toată vremea, înseamnă că trebuie să ne rugăm cu orice ocazie. Și în orice loc. La asta se referă expresia aceasta. Da, este esențial. Este esențial să avem mai întâi de toate acel timp pus deoparte, acel, acel timp liniștit cu Domnul, acel timp în cămeruța noastră, când închidem ușa și ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, ne în fața lui cererile și, și, laudele noastre. Avem nevoie, în primul rând, de disciplină pentru, pentru a pune acest timp specific deoparte, ca să fim acolo cu Domnul. Însă standardul Scripturii este mai înalt decât atât. Pavel nu se referă aici doar la ideea aceea de a avea trei momente pe zi în care regulat ne rugăm. Este bine, slavă Domnului, dacă am avea măcar atât. Dar Pavel nu ne cheamă să avem trei momente pe zi în care ne rugăm și să socotim prin asta gata. Ne-am achitat de această responsabilitate. Datorie ne-am îndeplinit-o. El ne cheamă la a fi mai multe, la ceva mai mult decât atât. Ne cheamă în esență la a fi gata să ne rugăm în orice moment al zilei. În orice circunstanță. Nu doar dimineața, seara sau în timpul mesei. Cu rugăciunea aceea dinaintea mesei, pe care Sper că o practicăm fiecare dintre noi. Ea este bună. Dar cu rugăciunea dinainte mesei nu vei ajunge prea departe în războiul spiritual. Nu vei progresa. Nu vei căpăta biruința după care atât de mult îngești. Trebuie deci să fim gata să ne rugăm în orice moment. În orice circunstanță. Astfel, dacă la un moment dat ai aflat în timpul zilei, da? stai de vorbă cu fratele tău și ai aflat despre o situație prin care trece fratele sau sora ta, despre o nevoie, despre o, tragedie, despre o durere, despre o fericire, ar trebui să poți să te oprești în momentul acela, acolo unde ești. Și chiar în locul acela să înalți o rugăciune Domnului. Avantajul rugăciunii, avantajul acesta glorios pe care noi îl avem, este că ne rugăm unui Dumnezeu care este atot prezent și care, care vede totul. Așa ne-a învățat Domnul Isus în predică de pe munte. El spunea, ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți încuie uh, ușa și roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns. El este prezent oriunde noi ne-am aflat, chiar dacă suntem ascunși de ochii lumii. Și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. El este în ascuns, prezent cu noi în orice loc și el vede în ascuns. De aceea ne putem ruga oricând. În fericire, și în frică, în situații, de, 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 în situații înălțătoare și în situații devastatoare. Când suntem copleșiți de binecuvântări sau din contră, când suntem împovărați de tot felul de, 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 de poveri, de provocări. Pentru că el este nascuns și pentru că el vede în ascuns, noi ne putem ruga oriunde, așa cum a spus Pavel în 1 Timotei 2:8. Vreau doar ca bărbații să se roage în orice loc. În mașină, în casă. La creștinii se pot ruga oriunde, în grădină sau în garaj, în, bucătă, în, în bucătărie sau, sau în birou de la muncă, dar mai ales. Mai ales, fraților, în biserică. Aici este ocazia sau este cadrul în care putem în mod special să punem în funcție, în funcție acest instrument al biruinței spirituale. Și totuși, de foarte multe ori, cu părere de rău, atunci când vine momentul să ne rugăm, uneori ne simțim stânjeniți, ne simțim poate rușinați, ne simțim parcă intimidați, și parcă nu avem îndrăzneală ca să parcă spunem, nu sunt gata să vin acum să mă rog. Nu pot acum să mă rog. Vreau să te încurajez în dimineața aceasta să îndrăznești să vii înaintea Domnului. Să îndrăznești să, să, să te rogi împreună cu Sfinții când, când ești în mod special în adunare. Pentru că frații tăi vor fi zidiți în mod special auzind rugăciunea, rugăciunea ta. Vei fi o binecuvântare pentru ei mai mult decât atunci când te rogi pentru ei în cameruța ta. Și asta este bine. Dar acea rugăciune ei nu o să audă. Apoi, uite, observați, Pavel spune în versetul 18 un lucru cheie. El spune trebuie să ne cum trebuie să ne rugăm. Și spune, faceți tot felul de în toată vremea tot felul de rugăciuni și cereri, cum? Prin Duhul. În istorie au fost foarte mulți oameni, în mod special în ultimul secol, au fost foarte mulți oameni care au interpretat acest, acest, această expresie, prin Duhul, care referindu-se la acea rugăciune în limbi. specific la rugăciunea în limbi îngerești. Acea bolboroseală, neinteligibilă, care unii pretind că ar aduce zidire, în mod special pentru sufletele lor, da, poate alții nu înțeleg, dar pentru mine mi aduce zidire. Contextul din această epistolă, din acest text, nu ne dă absolut niciun indiciu că ar fi vorba despre o asemenea practică. Rugăciunea prin Duhul, mai degrabă înseamnă a ne ruga în armonie cu Duhul lui Dumnezeu, adică după voia sa, care, care uh, uh, o, o cunoaștem prin cuvântul care a fost inspirat și el de Duhul Sfânt. În această luptă spirituală, noi avem nu doar sabia Duhului, pe care am văzut-o dată trecută, care este cuvântul lui Dumnezeu, ci noi mânuim această sabie în rugăciune atunci când ne rugăm prin Duhul. Același Duh care a inspirat Scriptura, Astăzi și în fiecare zi a vieții noastre, de credință, ne îndeamnă, ne dă putere, ne, ne învață cum și cui ar trebui să ne, să ne rugăm. El motivează și ghidează rugăciunea noastră. Asta înseamnă să ne rugăm prin Duhul. Și chiar și atunci, gândiți-vă, chiar și atunci când noi nu găsim cuvinte, sunt situații în viață multiple în care nu găsești cuvinte pur și simplu cum să te rogi. Stai înaintea Domnului și spui, Tată, Doamne, și gol acolo. Nu găsești cuvinte. Scriptura ne învață în Romani 8,28 că chiar și atunci când nu găsim cuvinte ca să exprimăm rugăciunea noastră, durerea sau bucuria sau orice altceva, disperarea sau, sau în dezastrele acestea ale vieții, noi știm că atunci când suntem incapabili să ne rugăm, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Așadar, pentru biruința în războiul spiritual, Pavel ne cheamă să ne rugăm nu doar cu permanență, dar în toată vremea, și observați imediat și al doilea lucru, ne cheamă să ne rugăm cu diversitate. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Expresia aceasta, tot felul de rugăciuni și cereri, implică în mod automat o diversitate, o varietate bogată. Pavel folosește în mod intenționat două cuvinte separate, folosește două cuvinte care se aseamănă, rugăciuni și cereri, pentru a exprima aceeași idee, ideea aceasta de diversitate, că trebuie să existe o viață bogată, diversă de rugăciuni în, în, în viața credinciosului. Aceasta exclude în mod automat bolborosirea acelorași cuvinte în rugăciuni. Repetarea aceasta, păgână, a acelorași expresii sau acelorași mantre. Matei 6, în, în, aceeași predică de pe munte, Domnul Iisus spune, când vă rugați, să nu vă vă aceleași, aceleași, vorbe, ca păgânii, cărora le se, pare că dacă vor spune mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Noi știm lucrul acesta, nu este pentru prima dată când îl auzim. Totuși această expresie ne amintește că viața credinciosului trebuie să fie presărată cu rugăciuni de tot felul. Ce fel de, feluri, ce fel de rugăciuni cunoaștem? Cu, cu toții cunoaștem. În biserica aceasta practicăm tot felul de rugăciuni. Rugăciuni de mărire sau de adorare, rugăciuni de mulțumire, rugăciuni de mărturisire și rugăciuni de mijlocire. Toate împreună trebuie să fie prezente în viața unui credincios sănătos. Cartea psalmelor, de exemplu, ne învață că putem veni înaintea lui Dumnezeu să ne exprimăm disperarea și durerea pe care le simțim în cele mai adânci văi ale acestei vieți. Dumnezeu poate, poate duce acesta. Nu se teme de poverile noastre. El poate rezista în fața plângerilor noastre. În fața durerii pe care noi o vărsăm înaintea Lui. Și tot cartea aceasta a psalmilor ne învață că putem exprima și laudele noastre la adresa lui Dumnezeu. Putem să-l înălțăm pe Domnul nostru în slavă atunci când suntem pe culmile spirituale acestei, ale acestei vieți. S-ar putea ca motivul pentru care viața noastră de rugăciune a unora dintre noi să fie atât de, atât de seacă, atât de uscată, să aibă de face tocmai cu faptul că ne-am obișnuit să practicăm doar un singur fel de rugăciune. S-ar putea ca unii dintre noi să fim obișnuiți doar să cerem în rugăciune lucruri de la Dumnezeu. Și niciodată poate să nu lăudăm decât atunci când suntem dimineața în adunare și ne, 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 ne se spune aș vrea să, să ne conducem în, în rugăciune. Unii dintre noi poate... Uh, am învățat acele, acele uh, forme de exprimare creștine. Am învățat acel jargon creștin. Și parcă nu mai ieșim din acele tipare. Parcă ne-am plafonat în viața noastră de rugăciune. Acum e bine pentru noi. Este bine pentru noi să învățăm aceste expresii biblice. Este bine să ne exprimăm în rugăciune cu, cu termeni biblici și cu, uh, cu, uh, cu uh, termeni corecți din punct de vedere doctrinar mai ales. Este normal ca după, și este normal ca după repetarea constantă, după o viață lungă de credință, la un moment dat să simți că parcă obosești chiar tu însuți de această practică. Vezi că parcă te rogi pentru aceleași, aceleași lucruri, parcă pentru acelea, în aceleași cuvinte. Însă dacă vrei ca să ai o diversitate în viața ta de rugăciune, o recomandare, un lucru, un sfat bun, practic, pe care poți să-l faci, este să citești cartea psalmelor. Citește, aceste, citește de exemplu felul în care s-a rugat uh, prorocii în Vechiul Testament. Citește felul în care s-a rugat apostolul Pavel în epistolele sale. Și vei vedea cât de divers a fost felul în care ei s-au exprimat și cât de divers a fost viața lor de rugăciune. Învață-te să te rogi în conformitate cu poruncile și prioritățile pe care Scriptura le, le dictează. Și atunci viața ta de rugăciune cu siguranță nu va fi seacă. În loc să te rogi pentru aceleași lucruri, pentru aceeași listă pe care o ai, completează acea listă cu poruncile și prioritățile pe care le, le, le redescoperi din cuvântul lui Dumnezeu. Învățăm că pentru biruința în războiul spiritual avem nevoie de permanență în rugăciune, avem nevoie de diversitate și imediat vom vedea, avem nevoie și de perseverență în rugăciune. În același verset 18, Pavel spune, faceți în toată vremea prin Duhul tot fel de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta, cu toată străduința. Expresia aceasta de a vegea cu toată străduința se referă, în original, am putea spune, la un soi de încăpățânare. Iar multe traduceri folosesc, pentru a, tradu pentru a traduce această expresie, folosesc cuvântul perseverență, ca să ne comunice ideea că noi trebuie să fim statornici, să veghem și să, să, cu, cu sârguință la acest aspect al vieții noastre. Acum, unii dintre noi. Poate suntem mai încăpăținați de felul nostru și suntem încăpățânați poate în lucruri unde nu neapărat ar trebui să fim. Uite, dacă vrei ca să fii încăpăținat în ceva în viața aceasta, atunci fii încăpăținat cu privire la rugăciune. Fii încăpăținat în rugăciune. Sunt multe lucruri în viața aceasta la care noi vegem cu mare, cu mare atenție. Unii dintre noi, de exemplu, veghează și au grijă ca să luăm la timp medicamentele pe care le avem de luat. Alții veghează ca să nu scape cumva un episod nou dintr-un serial. Alții, din contră, vor să, să vegheze, să fie atenți ca să nu, scape, să nu, scape, o vizită regulară la medic. Alții la sală. Alții la salon. Să majoritatea dintre noi știm, de exemplu, să vechem ca să nu scăpăm nici de cum o zi pentru a merge la serviciu. Acolo știm să veghem, acolo știm să fim sârguincioși, acolo înțelegem că nu ne putem permite să lipsim. De ce? Pentru că la sfârșitul lunii cu toți avem nevoie de un salariu. Dar cum rămâne cu vegherea în rugăciune? Oare nu este miza în acest caz cu mult mai mare Îndemnul acesta la vegherea cu toată străduința, cu toată străduința, este un îndemn, în primul rând, la perseverență în rugăciune. Pavel vrea ca credincioșii să nu abandoneze această datorie esențială, pentru că altfel n-au cum, n-au cum să biruie în, în, lupta împotriva dușmanului. Același lucru Domnul Iisus ne-a ne îndemnat în Luca, capitolul 18, știind că vom fi, ucenicii lui Isus vor fi uh, spitiți ca să, să abandoneze această practică, să o neglijeze, să renunțe la aceasta. În Luca 18 cu 1, Luca spune, Iisus le-a spus o pildă. E vorba despre pilda despre văduva, săracă și judecătorul nedrept. Iisus le-a spus această pildă. Pentru ce? Ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Domnul Iisus și Pavel au avut aceeași dorință pentru biserică. Și anume dorința de a, ca, ca, aceștia să nu se lase de rugăciune, să nu renunțe la aceasta, să nu, să nu abandoneze, ci din contră, să persevereze în, în, aceasta. Aceste îndemnuri ne învață că în viața de rugăciune este necesară disciplina și un efort conștient pentru a vedea asupra acestei datorii. Da, este adevărat, Duhul Sfânt ne, ne impulsionează, ne stârnește în noi dorința aceasta de a ne ruga. Și am face bine și deci putem și trebuie să valorificăm de fiecare dată această inițiativă, aceste impulsuri pe care le simțim pentru a ne ruga. Dar, în viața de credință, dacă am înțeles ceea ce spune Pavel aici, vegheați la aceasta cu toată străduința, înțelegem că nu putem să ne lăsăm mânați doar de aceste impulsuri ale Duhului. Nu putem conta doar pe aceasta. Să zicem, dacă simți mă rog, mă rog. Dacă nu simți, nu mă rog. Nu asta ne învață Pavel în acest text, ci ne învață că trebuie să dovedim intenționalitate și dedicare în privința aceasta. În viața aceasta vor fi un milion de lucruri care să concureze pentru timpul nostru și pentru, pentru atenția noastră. Putem vedea lucrul acesta foarte, foarte ușor atunci când lucrurile pe care ni le-am propus să le atingem într-o anumită zi, privim la sfârșitul zilei și zicem, n-am reușit. N-am făcut. De ce? Pentru că altceva mi-a furat atenția, altceva mi-a furat timpul. De ce? Pentru că de multe ori am stat în fața ecranelor. Pericolul acesta al tâlharilor al timpului nostru este că de foarte multe ori ei fură anume acest timp pe care noi ar trebui să-l dedicăm pentru rugăciune. De exemplu, stai seara în pat, ai un minut liber, un minut în care poți să te, poți să te odihnești, să te aduni cu gândurile și zici Dă să iau telefonul, dă să văd ce mai este acolo pe Facebook. Da să mai văd ce mai este acolo pe, pe Instagram sau în altă parte. Ai omorât acolo 20 de minute sau o oră sau mai mult și după aia ce faci? Te culci. Că mâine ești la serviciu. Iar datoria aceasta a rugăciunii rămâne neglijată. Fără ca să-ți dai seama, te-ai lăsat de rugăciune, te-ai lipsit de, această, de acest glorios beneficiu. Acum, îndemnul acesta de... de a la aceasta cu toată străduința ar putea fi valorificat sau, sau materializat în viața noastră Prin obișnuința de a ne pune anumite întrebări cu privire la viața noastră de rugăciune A trecut ziua și puneți întrebare la sfârșitul zilei M-am rugat astăzi? Da? Un, cumva, un nivel de bază, un, un, un nivel fundamental M-am rugat măcar astăzi? Mă tem că mulți dintre noi ne-ar ne ne fi frică să răspundem la întrebarea aceasta Ne-ar fi rușine poate să răspundem la această întrebare Altă dată întreabă-te mai mult decât atât. Pentru că nu este acesta nivelul la care noi ar trebui să fim. Scriptura ne cheamă să fim la un nivel mult mai înalt de punct de vedere spiritual. Întreabă-te, cum este viața mea de rugăciuni? Cum este viața mea în această perioadă? A, a, cum este rugăciunea mea în această perioadă a vieții? Cât mă rog? Cât de des mă rog? Pentru ce mă rog? Pentru cine mă rog? Dacă ai ști că de această disciplină Depinde victoria în lupta aceasta spirituală în fața păcatului, în lupta ta cu lumea, în lupta ta cu diavolul, cu firea pământească. Oare nu te ruga mai mult? Oare n-ai vegea asupra acestui lucru cu mai multă, cu mai multă sârguință? Istoricii ne spun că de multe ori în, în vremea de război, atunci când uh, armata era, era pe terenul de luptă, când era acolo în... în în apropiere de dușman și când exista riscul ca dușmanul să se strecoare și să atace pe soldații care se odihnesc, practica obișnuită în armată era ca să existe doi sau trei soldați sau cel puțin unul care să stea de veche. Și adesea, în, în, din cauza oboselii, din cauza um, istovirii de care au parte soldații, se întâmpla nu de puține ori ca soldații care trebuiau să stea de veche să fie găsiți acolo adormiți. Miza acestei vegheri în timpul unui război este atât de mare încât dacă soldații tăi, camarazii tăi de luptă, te prindeau că tu ai adormit la postul de strajă, primeai o bătaie atât de mare, încât nu, nu, după, asta, după asta te temeai altă dată să adori. Pur și simplu de frică, nu vrăjmașilor, ci mai tare de, de frica camarazilor tăi. Te străduiai cât poți de bine să, să, să veghezi. De ce făceau soldații lucrul acesta? Ca să se învețe unii pe alții cât de important este să vegheze. Asta nu înseamnă că noi ar trebui să ne batem unul pe altul dacă nu vegem în rugăciune. Dar pentru că miza războiului spiritual este cu mult mai mare decât miza oricărui război pământesc. Din cauza că miza este mult mai mare, ar trebui cu atât mai mult unii pe alții să ne îndemnăm la rugăciune. Să, să vegem unii asupra altă. Frate, tu te rogi? Cum te rogi? Cât te rogi? Cum este viața ta acum? Cum s-ar putea ca unii dintre noi să ne regăsim la această etapă a vieții noastre într-o Într-o stare spirituală atât de decăzută, încât la această întrebare să zici, frate, că vreau să mă rog, dar, dar nu pot și nu știu ce să fac. Am încercat, nu reușesc. Roagă-te tu pentru mine, eu nu pot. Dacă te găsești în starea aceasta... M-am găsit și eu, am fost și eu în această stare. Și când am fost în această stare, am găsit extrem de util sfatul pe care l-am auzit odată din, dintr-o predică a fratelui Paul Washer. Poate ați auzit și voi expresia aceasta de la, de la el. El spunea, atunci când nu te poți ruga, roagă-te până când te poți ruga și apoi roagă-te până când te-ai rugat. Roagă-te până când te poți ruga și apoi roagă până când într-adevăr te rugat. Perseverența aceasta în rugăciune înseamnă să nu abandonăm această practică la, la prima încercare nereușită. Am încercat, dar nu pot, dar nu-mi vine, nu simt, nu pot, nu găsesc cuvinte. Atunci când se întâmplă lucrul acesta, atunci când, când, încerci și nu, nu reușești, rămâi acolo. Rămâi acolo pe genunchi. Caută pe Domnul, strigă către El, strigă după ajutor. Rămâi acolo și spune doar atât. Tată, Doamne, ajută-mă, nu mă pot ruga. Prin Duhul Tău să mijlocește pentru mine, te rog, ajută-mă. Cere această împuternicire ca să te poți ruga și Dumnezeu ți-o va da. Dumnezeu răspunde acestor rugăciuni. Dar trebuie ca noi să perseverăm în, aceste, în, acest, în acest efort, să nu abandonăm la prima încercare. Iar atunci când El îți dă lumină, când, când, atunci când în sfârșit ai ieșit din groapa aceasta a neputinței Rămâi în rugăciune, rămâi acolo pe genunchi și perseverează Roagă-te până când poți să spui că, da, m-am rugat De ce? Pentru că este important să perseverăm în această, în această rugăciune Învățăm din acest scurt verset Importanța de a, de a avea o rugăciune permanentă, de a avea o rugăciune diversă De a persevera în rugăciune și într-al patrulea rând Învățăm despre beneficiarii rugăciunii. Pavel spune, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Unii ar zice, s-ar la expresia așa, o, oh, oh, pentru toți sfinții? Da, dar cum rămâne, cum rămâne, cu mine? Eu am nevoie pentru mine să mă rog. Expresia aceasta, toți sfinții, automat te include și pe tine. Ești și tu acolo, da? și tu ești sfânt, dacă ai fost răscumpărat prin sângele Domnului Iisus Hristos. Dacă ți-ai pus în, în vestea bună a Evangheliei, în ceea ce Hristos a făcut, ești și tu Sfânt și tu ești în lista aceasta. Și tu te găsești printre toți Sfinții. De aceea, da, roagă-te pentru nevoile tale, roagă-te pentru familia ta, roagă-te pentru viața ta spirituală, roagă-te pentru bătăliile pe care le-ai de înfruntat în mod personal, pentru acele păcate cu care te rupți. roagă-te pentru tine. Expresia aceasta, toți Sfinții, da, te include și pe tine. Dar nu numai pe tine. Ea ne lărgește orizontul rugăciunilor noastre dincolo de eu, cu mine și mai mult nimeni. Ea ne face să privim dincolo de noi înșine, în afara noastră, în afara vieții noastre, către frații și surorile noastre, care sunt în același câmp de bătălie spirituală. Și ne amintește că noi suntem mădularele unii altora. Noi trebuie să ne purtăm poverile unii altora. Noi trebuie să ne rugăm, să mijlocim unii pentru alții. Frații tăi au nevoie de rugăciunile tale. Oamenii din biserica ta au nevoie de rugăciunile tale. Și ei au aceste lupte, și ei au slăbiciuni, și ei trec prin ispite, și ei trec prin încercări, și ei sunt obosiți. Și ei sunt soldați în, acel, în, în, în același război. De aceea și ei au de înfruntat pe aceiași dușmani ca și tine. Și au nevoie de rugăciunile tale. Beneficiarii rugăciunilor tale n-ar trebui să fii doar tu și familia ta, ci toți frații și surorile din biserica pe care cunoști. Și chiar această expresie, toți sfinții, ea nu se limitează doar la creștinii din biserica noastră. Ea ne amintește din nou că, că viața creștină nu este una trăită în izolare. În primul rând, nu este trăită în izolare, se separată da, de, de toți cei din biserica ta, dar este în același timp o viață trăită în comunitate împreună cu creștini din alte biserici. De aceea avem datoria să ne rugăm și pentru nevoile pe care le cunoaștem din, din, din viața credincioșilor, din alte locuri, din alte biserici. Ar trebui să facem lucrul acesta ca să fim ascultători de Dumnezeu. De aceea dăm voie să te întreb când a fost ultima dată când te-ai rugat pentru altcineva, nu pentru tine, nu pentru familia ta, pentru altcineva. Când a fost ultima dată când orizontul rugăciunilor tale a pășit dincolo de pereții casei tale? Cunoști tu nevoile, luptele, bucuriile și durerile prin care trec frații din biserica ta? Săptămâna aceasta, Miercuri, biserica s-a adunat nu doar pentru studiu biblic, și ne-am adunat și pentru rugăciune. Tu unde ai fost? S-ar putea ca în această perioadă să zici, uite, eu nu pot să mă rog acum pentru alții. E o perioadă mai grea în viața mea, sunt într-o vale spirituală, mai, mai într-o stare mai decăzută. Nu mă pot ruga. Vino măcar ca să ne rugăm pentru tine. Vino să auzi cum se roagă frații pentru tine. Să auzi cum mijlocesc pentru tine în rugăciune. Împărtășește motivele tale. Starea ta, iar alții nu neapărat se vor ruga pentru tine și vei căpăta biruință. Apoi gândiți-vă că, că uh, 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 unii dintre noi s-ar putea ca de felul nostru să zicem măi, eu n-am nevoie de rugăciune altora, eu mă descurc foarte bine și singur. Poate să ne încăpățânăm până într-acolo încât să zicem eu sunt ok singur, n-am nevoie, singur să mă rog. Dacă tu crezi că n-ai nevoie de rugăciunile altora, atunci privește -o încă o dată atent cu mine la acest text. Privește în versetul 19. Pavel spune în 19. vedeați la aceasta cu toată stăduința și rugăciunea pentru toți sfinții și 19 spune și pentru mine. Acum, dacă Pavel a avut nevoie ca alții să se roage pentru el, atunci credem că și tu ai nevoie. La fel de mult, dacă nu chiar mai mult. Dacă Pavel a avut nevoie, atunci și frații și surorile tale au nevoie de rugăciunea tale. Cu atât mai mult. Gândește-te pentru o clipă cine este cel care cere efesenilor să se roage pentru el. Cu ușurință am putea spune cel mai mare apostol, poate cel mai mare misionar pe care l-a cunoscut biserica vreodată. Un gigant spiritual, un om deosebit de îndrăzneț, un om cu râvnă, un om, un om extraordinar, un gigant spiritual. Însă dacă este cineva care, poate, po 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 spune, dacă este cineva care trebuie să fie puternic și trebuie să fie independent, trebuie să, fie, să nu depindă de rugăciunile altora, atunci îi spune, păi ăsta Pavel trebuie să fie. Nu este cineva ca el. Și totuși el spune, rugați-vă și pentru mine. Lui nu este, observați, lui nu este rușine să ceară altor credincioși să se roage pentru el. Ce cere el în această rugăciune? Versetul 19. Rugați-mă ca, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt ca să vestesc cu îndrăzneală uh, taina Evangheliei. Ce cere el? El cere cuvânt și cere curaj. Păi Pavel, nu ai tu cuvânt? Tu care ne-ai învățat pe noi. Tu care ne-ai scris această frumoasă epistolă, Tu care ne-ai învățat toate doctrinile în toți, acești, în, toți, în toți acești ani. Tu care înveți bisericile de pretutindeni. Nu ai tu cuvânt? Nu știi tu ce să zici în momentul uh, uh, apărării tale? Wow! Gândiți-vă, cere curaj? Dacă este vreun apostol care să fi fost mai îndrăzneț, ăsta e. eu nu cunosc altul mai îndrăzneț decât Pavel. Care să aibă mai mult curaj decât el. Cât i a îndurat omul acesta până la, până la, uh, până la închisoarea sa și, și după asta inclusiv. E, e uimitor. Atâta curaj a demonstrat în viața sa și totuși uitați-vă în acest scurt verset, în versetul 19, el spune altora, vă rog, rugați-vă pentru mine, pentru curaj și pentru cuvânt. De ce? Pentru că el este dependent de Dumnezeu.

anume prin rugăciune. Gândiți-vă că în acest sens, Pavel este din nou un exemplu pentru noi. Pentru că el însuși s-a rugat pentru Efeseni. El nu cere doar lor rugați-vă pentru mine, ci și el s-a rugat pentru ei. În, în această, în această epistolă avem cel puțin două rugăciuni raportate sau, sau descrise, una în capitolul 1 și una în capitolul 3. Și apropo, ambele din aceste două rugăciuni sunt strâns legate de tema aceasta a războiului spiritual. Vedeți-vă că în capitolul 1, versetul 19, Pavel spune așa, mă rog ca să pricepeți care este față de noi, credincioșii, nemărginită mărimea a puterii sale. Vorbește despre puterea lui Dumnezeu. După, lucrarea puterii, după lucrarea puterii tăriei lui, și tot așa în capitolul 3, versetul 16, când are aceea de-a doua rugăciune, spune, plec genunchii și mă rog să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui, un om din lăuntru. El cere de două ori putere spirituală pentru credincioși ca să reziste în acest război spiritual. Observați că el chiar și în circunstanțe grele, el, el păstrează această prioritate a rugăciunii. Tocmai pentru că știi că frații și surorile sale se află pe câmpul acesta de bătălie. Personal, când am văzut acest, când am observat acest detaliu, m-am simțit mustrat. În ultimele două săptămâni am trecut și noi pentru perioada mai grea, am fost bolnav și ceea ce am remarcat la sfârșitul acestei perioade este că două săptămâni de zile nu m-am putut gândi, nu m-am gândit la nimeni altcineva. Din biserică îmi par, nu m-am gândit la nimeni, m-am gândit doar la, doar la mine. M-am rugat doar pentru mine. Și când privesc la Pavel și văd, omul acesta este în lanțuri, Omul acesta urmează să dea socoteală în fața, în fața lui Cezar, în fața lui, lui Nero și urmează să fie decapitat. Și totuși el, el în aceste circunstanțe roagă pe alții să se roage pentru el, dar în același timp mijlocește și el pentru sfinții din alte biserici. Ce exemplu extraordinar de prioritate a rugăciunii, a unui om care perseverează, a unui om care vechează cu toată străduința în privința aceasta. S-ar putea ca unii dintre noi să zicem da, îl văd pe Pavel, da, vreau să urmez exemplul lui și totuși avem pe cineva care este un exemplu mai bun, mai mare și acesta este însuși Domnul Iisus Hristos. Când privim la viața lui de rugăciune, îl vedem că indiferent cât de ocupat n a fost, indiferent cât de mulți oameni n au așteptat vindecarea de la el, indiferent cât de mulți oameni nu s-au strâns ca să audă predicarea lui, întotdeauna a găsit timp pentru aceasta. S-a retras dimineața dacă a fost nevoie și în, în răcoarea zilei s-a întâlnit cu Dumnezeu, cu Tatăl, ca să vorbească cu el, ca să aibă parte de rugăciune. Când a fost nevoie, a stat toată noaptea în rugăciune și s-a rugat. De ce? Pentru că a înțeles importanța de a comunica cu Dumnezeu. Ne dat, și prin asta ne-a dat și nouă un exemplu mai mult decât Pavel, Domnul Iisus însuși este exemplul la care ar trebui să, 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 tindem, este standardul la care ar trebui să privim. Așadar, dacă rugăciunea este cheia biruinței în lupta aceasta spirituală, este oare posibil ca acele probleme din biserica noastră, din familiile noastre, din viața noastră personală, din caracterul nostru, toate acestea, este oare posibil să fie o consecință a faptului că am abandonat responsabilitatea aceasta rugăciune? Dacă așa stau lucrurile, atunci urgența revenirii la această practică este cu atât mai mare. Unii dintre noi poate suntem la propriu nemulțumit de stare în care lucrurile se găsesc în viața bisericii.

E bine, dacă am învățat ceva astăzi, atunci acesta este faptul că biruința în războiul spiritual, în toate aceste situații, este asigurată numai pentru o viață de rugăciune care trebuie să fie permanentă, care trebuie să fie diversă, care trebuie să fie perseverentă și care trebuie să fie reciprocă. Dumnezeu să ne ajute să fim o biserică care vechează la aceasta cu toată stăduința. Amin.